Ședință fără prea mari probleme astăzi la Consiliul Județean din Arad. Aleșii au votat, printre altele, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al județului Arad pentru anul 2015. În ședința de astăzi am votat 10 puncte pe ordinea de zi. A fost o ședință extraordinară pe care am convocat-o pentru ca sumele care au fost repartizate la rectificarea făcută de guvern să poată ajunge către unitățile administrative din județul Arad și, bineînțeles, și către Consiliul Județean. A fost urgența din acest punct de vedere. Am propus aceste puncte care au fost votate în unanimitate, cele referitoare la rectificare, bani care s-au alocat pe drumurile comunale și județene, bani care s-au acordat pentru proiectele cu finanțare locală anumitor primării din județul Arad și bani care s-au alocat pentru proiectele cu finanțare europeană, tot așa pentru anumite primării din județul Arad, cele care au încă în derulare astfel de proiecte. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean s-a numărat și aprobarea regulamentului de funcționare al Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Județean Arad.